Este una dintre protagonistele documentarului Siberia din Oase, de regizoarea Leontina Vatamanu, a spectacolului Dosarele Siberiei în viziunea lui Petru Hadârcă și rămâne un model de rezistență. Fosta deportată Margareta Spânu Cemrtan a supraviețuit chinurilor și umilinței și a documentat în cărți drumul pătimirilor prin care a trecut ea și tot neamul dus în Siberii de gheață. A fost invitată la Centrul de Excelență în Construcții, unde a lansat o nouă carte, Scrisori din Gulag. Cu un simbolic măr roșu a fost întâmpinată Margareta Spânu Cemrtan la Centrul de Excelență în Construcții din Capitală. Povestea despre frumusețea și parfumul mărului de acasă, adus pe timpuri în gulag de o rudă, s-a regăsit într-un articol ce l-a impresionat profund pe regretatul Grigore Vieru. Grigore Vieru a lacrimat și când ne-am întâlnit a spus să scriu toate amintirile mele din Siberia și eu așa și-am făcut. Margareta Spânu Cemrtan a scris și lansat numeroase cărți despre teroarea roșie, despre calvarul siberian. Eu cred că încurajează să aflăm adevărul despre istoria poporului nostru, despre deportări, despre viața grea a basarabenilor români. Este important să cunoaștem trecutul nostru, să cunoaștem tragedia care s-a întâmplat, pentru că să nu repetăm aceleași greșeli în viitor. Noua carte, Scrisori din Gulag, este despre chinurile prin care a trecut fratele autoarei, Emil. El era aproape cu 5 ani mai mare și a suferit de 10 ori mai tare decât mine. M-a cutremurat că a stat prin gulaguri aproape toată viața și a rezistat. A avut o voință așa că nu s-a îndoit, nu s-a supus. După lectura am conștientizat că trebuie să luptăm să ne întoarcem pe pământul natal și că nu există loc mai bun și unde să te aștepți cu brațele deschise decât țara de unde te-ai născut. Lansarea cărților s-a desfășurat în cadrul proiectului Istoria, adevăr, demnitate. Vrem ca elevii noștri să cunoască drama poporului nostru românesc, să fie oameni onești, să fie oameni demni de poporul nostru. M-a emoționat până la lacrimi prin ce suferințe, prin ce grozăvie a trecut, dar doamna Margareta a păstrat umanismul și omenia și verticalitatea mare, doamnă, de curaj și adevăr. În perioada Renașterii Naționale a fost alături de noi cu sufletul și cu participarea, cu lozincile, cu expresia sufletească a susținerii deșteptării naționale și a restabilirii adevărului istoric. Asta o face de mulți ani. Ei sunt la cele 15 cărți, vorbesc despre continuitatea acestui mesaj. Evenimentul s-a desfășurat în contextul tristei aniversări pe care o vom marca la vară, 75 de ani de la cel de-al doilea val al deportărilor staliniste.